Bine ați venit și bine am început anul acesta cu o expoziție superbă, plină de energie, însă avem plusuri și lucruri care vin și lucruri care lipsesc de lângă noi. Astăzi este prima dată și s-a împlinit o lună de zile de când colegul meu, domnul George Radu Serafim, curator la Galeria Apoteca al Bibliotecii Metropolitane București, un om de televiziune, un om de artă, iubitor de frumos, un om care a lăsat amprente, nu mai este printre noi, pentru care aș vrea să ținem un moment de reculegere, nu numai pentru dumnealui, și pentru toți cei pe care, în numele cărora se face această expoziție minunată, pentru domnul George Stanca, pentru Alexis Acmantescu, și sigur că, de ce să nu-l numim, urmează pe 15 ianuarie, sunt zilele culturii, și îl avem pe Mihai Eminescu, mare poet al țării noastre. Sunt suflete care nu mai sunt acum printre noi, nu mai sunt fizic, dar spiritul lor există pentru că din acest motiv și ne face să ne adunăm aici, să fim împreună și sunt alături de noi. Îmi pare rău că nu este preotul care a fost și data trecută să ne însoțească și din punct de vedere spiritual biserica, însă în acest moment de reculegere am să vă propun și am să vă rog să spunem Tatăl nostru alături de mine, să spuneți toți împreună cu mine și să îi ajutăm spiritele și sufletele celor care nu sunt lângă noi să știe, să ne simtă și noi să putem să-i simțim mai bine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Amin. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă mărturisesc că am emoții. Probabil că trebuia să-mi fi scris un speech pentru discursul de azi, mai ales că e prima dată când domnul George Radu Serafim nu este alături de mine și noi făceam o echipă bună, ne organizam împreună, vorbeam împreună, eram prieteni și colegi. Ne prețuiam reciproc și e o pierdere la care a venit așa, fără să, pe neașteptate și dureroasă. Comemorăm astăzi pe domnul George Stanca prin această minunată expoziție și o să rog să vină alături de mine artiștii participanți. Tabăra este a patra ediție a taberei care se ține la 2 mai. Cornelia Victoria Dedu. Să și aplaudăm! Dumitru Macovei, care nu este în seara aceasta, îmi pare rău că nu este, prieten bun și pictor cu lucrări reprezentative, o să vă bucure cu siguranță lucrările și o să vă transmită o energie extraordinară. Ana Rus, sculptorița care ne-a adus minunată. Eusebiu Josan. Vă așteptăm unde mai rugăm. Camelia Gabriela Luca, Alex Mătăscu Isac, care este prezent spiritual, Mugur Popa,
coleg din Alegrul de Intrare, Marian Crângașu, și Petroșel. El străină. Nu este, da. Bianca și Valerii, Marin. Dan Petre Popa, ziarist, și Ștefan Călmuș. Și Marina Ramantescu. Nu, da, și Marina Ramantescu, am îndoit afișul și i-am pierdut. Da. Însă, da, avem cum să nu-i vedem și să nu-i cunoaștem așa de bine și pe doamna Mântescu, e cunoscută și în țară și peste hotare și are atâtea premii și atâtea distincții și atâtea, și la fel ca și domnul Părmuș, că sunt oameni despre care nici nu trebuie să vorbim prea mult. Mă bucur foarte mult că faceți și că ați organizat, ați mai fost la noi în 2020, unde am fost împreună cu domnul George Radu Serafim și am vorbit și ne-ați adus încă o dată o expoziție la fel de minunată și de plină de energie și de frumoasă. Despre lucrări și despre artiști o să ne vorbească doamna Varga, pe care o rog să vorbească și, da, și o să-i dau eu microfonul ca să-i fie mai ușor pe stativ. Mă ajutați dumneavoastră, e bine. Și apoi o să mai avem diverse alte surprize muzicale și poetice, momente de poezie. Doamna Doina Lițescu, pe care la fel o recunoașteți pentru că este marcantă, o personalitate marcantă și de aici, care o să ne recite două poezii, care sigur o să vă bucure și o să vă emoționeze pentru că are un dar la fel de minunat de a ne încânta. Este o misiune foarte grea. Cel mai greu este să vorbești la o expoziție colectivă. De la bun început vă spun că voi vorbi despre fiecare artist expozant, chiar cei care lipsesc și cu lucrări cu tot, cum ar fi doamna Camelia Gabriela Luca, pe care dumneavoastră artiștii expozanți o cunoașteți foarte bine și care, din motive foarte obiective, relațiile cu statul, nu a putut participa la expoziție. Dar mai întâi vreau să vorbesc despre George Stanca, care a avut o calitate nu așa de frecventă, nu așa de des întâlnită la oameni. Adică aduna lumea în jurul lui. Aduna de la sportivi, cântăreți de muzică populară, cântăreți de operă, artiști plastici, bineînțeles poeți, critici literari. El avea un interes viu față de fiecare om și găsea la fiecare dintre ei câte ceva de care să se entuziasmeze. Astfel a pornit și această idee de tabără la 2 mai, întrucât George Stanc avea un prieten sportiv, pe domnul Luca, care are o soție, pictoriță, și ea o frecventă participantă la tabere, și care aveau acel loc la 2 mai, pe care dumneavoastră, artiștii expozanți, îl cunoașteți prea bine. Prima tabără a fost în 2015, 2016, a mai fost o tabără în 2019, după care a urmat pauza dată de pandemie, care ne-a umplut de obiceiuri proaste pe toți, să ieșim mai puțin, să socializăm mai puțin, să ne bucurăm noi oamenii unii de alții mai puțin.
Nu este singura contribuție pe care George a făcut-o față de artiști, a făcut multe altele, cronici, interviuri la televiziune, dar mai ales prietenii care l-au însoțit o viață și care l-au determinat să fie și un foarte avizat colecționar de artă contemporană. Lucru pe care poate mai puțină lume îl știe. De această colecție se ocupă cu multă abnegație prezent Lena Stanca, care de asemenea se ocupă, prioritatea ei fiind numărul 1, publicarea manuscriselor rămase de la George Stanca. Pentru că acest om al nenumăratelor idei, desigur că nu a apucat să publice totul în timpul vieții. Și acum să ne referim la artiștii care expun și am să încep, cum v-am promis, în ordine alfabetică, cu Marian Crângașu, care este pictor de icoane, de frescă și restaurator. El cultivă tradiția bizantină potrivit tuturor regulilor ei, care țin așa de corectitudinea mesajului religios, reprezentarea personajelor conform erminiilor și respectarea tradiției cromatice bizantine românești. Mă veți întreba prin ce se identifică o tradiție cromatică românească a pictorii bizantine. Părerea mea este că prin rolul jucat de roșu în fiecare dintre compoziții. Nu veți găsi roșul românesc, un roșu sângeriu, un roșu al sângelui oxigenat în icoanele din Rusia și până în Grecia. În această tradiție în care se înscrie domnul Marian Crângașu, nu inovația are vreun rol, ci exercițiul desăvârșirii, așa cum un pianist este mare pianist dacă îl cântă perfect pe Beethoven, de pildă, și fără să aducă contribuție proprie, cum ar veni. Este o rigoare a artei bizantine care supraviețuiește secolelor până în plin secol 21 și care nu este decât de admirat. Trecem la o mare maestră a picturii românești, la Cornelia Victoria Dedu, care este în adevăratul sens al cuvântului un pictor profesionist. În sensul că de atâția zeci de ani lucrează cu perseverență în fiecare zi și iarăși voi face o comparație cu interpreții de muzică clasică. Cine nu exersează zilnic la pian nu rămâne un mare pianist. Cine nu lucrează zilnic, cine nu produce pictură, cum produce doamna Dedu, este un pictor de duminică. Vă atrag atenția asupra acestui tablou, Femeie curățând pește, care m-a surprins pentru că nu știam să abordeze
prea frecvent această tematică. Mie mi-a adus aminte, tematica aceasta a cam dispărut de la Ciucureni cu încoace. Bineînțeles, nu e pe linia lui Ciucurencu, dar este tot așa o compoziție în care femeia este surprinsă într-un efort, știe toată lumea că nu e ușor să cureți peștele, și este totuși o lucrare plină de viață și plină de știința picturii. Mai avem lucrări, unele mai cunoscute nouă, cum ar fi ca tehnică, ca stil, peisajul de sat Dobrogean, cred că e de sat Dobrogean după turla de biserică, și până la peisaje mai departe de stilul dânsei, stil care se bazează pe continuarea personală, un stil personal a tradiției picturii românești interbelice. Pentru că în pictura românească interbelică s-a instituit un stil sub influența lui Cézanne de a construi peisajul cu rigoare și cu știința culorii. În ordine alfabetică urmează domnul Eusebiu Josan, care este un gestualist de forță. Dacă nu ești gestualist, n-ai ce căuta în stilul acesta. Contează, cum ar zice o colegă de-a dumneavoastră de preaslă, Marilena Murariu, contează sfârcul. Pornind de la marele maestru al gestualismului Jackson Pollock și până la gestualiștii noștri, cum ar fi Corneliu Vasilescu, important pictura abstractă gestualistă este forța transmisă mâinii de a mânui pensula, de a șterne compoziția. În pictura gestualistă sunt unele lucrări care merg în general pe o așternere uniformă pe verticală și adăugarea pe verticală, și altele, cum e la domnul Eusebiu Josan, în care mișcarea folburată în jurul unui nucleu joacă un rol important. Soția dânsului, doamna Georgiana Josan, are o singură lucrare în expoziție, cu totul deosebită, Câmpul de Maci. Macii sunt acolo, pe malul mării, la ei acasă, și ea cumva duce înspre Țuculescu, pentru că sunt niște maci cu ochi. Dar ochii nu mai sunt ca în câmpurile lui Țuculescu risipiți în vegetație, ci ochii sunt fix acești maci. Este o compoziție foarte echilibrată, foarte inspirată. Nu sunt prea mulți maci, nici prea puțini. Nu pare stranie imaginea, e din contră liniștitoare. Nu pot să vorbesc și despre doamna Camelia Gabriela Luca, deși mi-ar fi plăcut, dar în această prelegere vor
vorbesc numai despre lucrările prezente în expoziție, dar sper ca mulți ani de acum încolo să susțină acest proiect în acest loc cu mare rezonanță pentru noi, Toimari. În continuare, este, ajungem și la litera M. Am scris ca mărunt aici, Dumitru Macovei. Nici dânsul nu e prezent, dar e prezent prin lucrări. Are din ce în ce mai mult succes în preasla pictorilor. Nu mă mir că a luat premiul de la muzeu. Este un... avem în expoziție un peisaj cu o biserică. Acestea sunt, fără excepție, desăvârșite. Dar are și multe alte lucrări, mai jucăușe, aș putea să spun, și cromatic, și imagistic. Un ciclu mare al lui este de reinterpretare a celebrei Moulin Rouge din Paris. Aici vine un soi de floare imaginară pe care o vedeți la intrarea în expoziție și cu această compoziție, deci sunt două, de-a dreapta și de-a stânga ușii. Este o, pentru mine, nu zic că dânsul neapărat ar fi admirat așa ceva, dar este la dânsul și o amintire a lui Matisse atunci când a descoperit Sudul. Culoarea sa este vie, puternică, ca să nu zic fovistă, pentru că nu e fovistă, acordurile sunt mult mai clare, iar subiectele sunt extrem de diverse. În privința picturii lui Alexandru Isaac Mântescu, nu putem decât să regretăm că s-a apucat atât de târziu de pictură și că soarta a făcut ca să se oprească din drumul său promițător. Cele trei lucrări de aici, care sunt detalii, să zicem, de ierburi, de vegetație, fie la Custre, fie din altă zonă. Și arată, desigur, tot un fel de exercițiu prin limitarea la acest motiv al vegetației, a detaliului de vegetație, în forme care se ordonează perfect, de exemplu, în jurul unui ochi de apă. Doamna Marilena Mântescu Isaac are o bogată participare în expoziție, sunt toate lucrările din spatele meu și nu numai, lucrează pe suprafețe mari. Și în acest peisaj marin, pe care l-au frecventat atâția, noutatea dânsei este că vine cu niște ceruri foarte sumbre, dar care nu distrug culorile vegetației, care rămân la fel de vii de parcă ar fi plin soare, sau o lumină ciudată strecurată printre nori, ceea ce
imediat îi conferă un stil aparte și dacă l-ar copia cineva, ar fi evident pe cine a copiat. Este, iar în naturile statice, observăm aceeași notă foarte personală, în care dezordinea de vegetație din planul 2 are câteva accente, un măr, două gutui în primul plan. În continuare, o să am îndrăzneala să mă refer și la opera lui domnului Ștefan Permuș, are două lucrări în expoziție. Prima, cea de sus, cu o formă cruciformă, pe această realizată pe foiță de aur și un somptos fond roșu pe care este plasată această formă cruciformă și o serie de mici detalii pline de simboluri dominate de potir. În cea de-a doua compoziție, forma este mai complexă, dar întâlnim alături de potir, de asemenea, foarte multe alte simboluri. Este un stil, de asemenea, ca să mă refer și la o persoană foarte populară în ziua de azi, Dana Budeanu, care zice, stilul ești tu. Așa este și cu domnul Permuș și cu mulți alții care, dacă reușești să aibă un stil, pentru că nimic nu este un compliment mai mare care se poate face unui artist, decât de departe să zici, a, uite un Permuș. Într-adevăr și în artă mai mult, în arta plastică mai mult decât poate în orice alt domeniu al artelor, stilul ești tu, e cu atât mai valabil. Și drumul acesta pentru a-ți găsi stilul nu este deloc ușor. Un arhitect, Mugur Popa, ne întâmpină de la intrare cu mai multe lucrări foarte interesante. Cele din grafică parcă ar fi niște haiku-uri japoneze, mai ales peisajele marine, cu o economie și de culoare, ca în haiku-urile. Definiția lor este economia mijloacelor de expresie, adică să fie cât mai puține. Așa sunt și în lucrările de grafică a lui Mugur Popa și alte lucrări mai complexe, mai pline de culoare, cum ar fi bărcile, în care demonstrează că stăpânește și compoziția și că este și dânsul foarte aproape de un stil de departe recunoscutibil. Și acum, în încheiere, mă voi referi la Ana Rus, pe care dintre artiștii expozanți o cunosc cel mai bine. Este membra Clubului România UNESCO de foarte multă vreme și cu acest prilej salut membrii clubului care sunt de față și George Stanca și Lena Stanca au fost membrii acestui club și noi am avut astfel prilejul membrii clubului, ziariști, medici, oameni de știință, pictori, muzicieni, David Ohanesian, Herlea, Corina Tiriac, să ne cunoaștem,
și să interacționăm. Bineînțeles că dacă tot s-au cunoscut, asta am uitat să spun despre George Stanca, că a făcut emisiuni cu Cornelia Victoria Dedu, cu Ana Rus, cu Ștefan Pelmuș, a scris despre pictori. Pe Ana Rus a invitat-o la vreo 3 emisiuni, ca și pe doamna Dedu de altfel, și ne-am bucurat de câte ori am putut să fim împreună la întrunirile acestui club, iar când vorbitorul, pentru că la fiecare întrunire există un vorbitor, când vorbitorul era George Stanca, era un adevărat spectacol. George Stanca cu Ana Rus s-au împrietenit repede și în expoziție avem mai multe sculpturi rondbos, ca să le spun pe numele lor științific, adică se pot privi din toate unghiurile tridimensionale și care, ca de obicei, sunt de o mare grație. Deci Ana Rus nu merge pe estetica urâtului, ea merge pe estetica grației, ceea ce credeți-mă că e mult mai greu în ziua de astăzi să mergi pe frumos, pe grație, decât pe urât. În o surpriză foarte plăcută este faptul că a expus câteva bazoreliefuri care fac parte dintr-o lucrare mai mare care se numește Darul Mărului, dar demonstrează că astfel aceste lucrări pot să fie și de sine stătătoare, cum sunt Eva Adam și această lucrare cu Îngerul Trâmbițaș, toate trei d-un clasicism cu unele note inedite, ca de exemplu prezența gâștei în scena cu Eva, mărul normal. E normal să fie. La ce caută gâsca, mărturisesc că n-am înțeles, dar mi-a plăcut. Și tot ea a realizat bustul lui George Stanca în Ipsos. Este un George Stanca așa cum noi nu l-am cunoscut, pentru că George Stanca veșnic avea pe figura foarte mobilă, el îl citeai ca pe o carte, fie era mirat, fie era indignat, fie era încântat, fie era zâmbătreț, dar și mirarea la el era așa, o mirare de copil, de câte ori se mira. Aici avem un bust, să zic, de clasic, prinsă figura clasică a poetului clasic, dincolo de trăirile lui momentane. Și cu aceasta închei și mulțumesc Lenei Stanca pentru efortul care îl face în continuare în slujba memoriei soțului ei. Bravo! Mulțumim foarte mult, doamna Mihaela Varga, pentru prezentarea asta grozavă pe care mi-ați făcut-o detaliată despre fiecare artist în parte, pe care eu cu siguranță n-aș fi putut să o fac, pentru că, în primul rând, nu se cade ca eu, pictor fiind la bază, să vorbesc despre somități și despre niște pictori atât de importanți și atât de frumoși care sunt pe simeze astăzi la noi, care vin și
dacă stăm să ne uităm cu atenție la lucrări, sunt de o forță impresionantă, extraordinar de personale, fiecare în parte cu personalitate și cu forță și cu sensibilitate și cu mesaj și cu simbol și cu bucurie și cromatică și echilibru și nu adică nu merită, aici trebuie să stai o zi așa, să le iei la rând, să te uiți și să le dezlegi misterele, apropo cei cu pâsca, poate ne spuneți. Nu o să vă întreb acum, o să mai vorbesc foarte puțin, că uite, chiar ieri avea băiețelul meu la școală o temă de făcut despre libertatea oamenilor și el povestea acolo, până să ajung eu să-i facem tema împreună, că omul trebuie să fie și liber după ce își termină munca, după ce vine de la serviciu, adică ca și cum munca ar fi, n-ar fi o libertate, ar fi un prizonierat, un ceva greu și ceva rău. Și i-am explicat și lui că atunci când faci ce-ți place și când faci cu bucurie, nu numai că este o libertate, e o libertate, e o bucurie și îți conferă mai departe libertatea de a-ți face alte bucurii. Așa că, prin asta, apreciez și mă bucur că suntem și mă includ și eu în breasla alături de colegii mei mai mari și mai importanți decât mine, că e foarte important că facem ce ne place, că facem cu bucurie și că mesajul este că, dragii mei, sunteți atât de frumoși și atât de puternici că nu o să muriți niciodată. Adică este... și nu pot să nu apreciez și să nu zic să vă dea Dumnezeu sănătate și putere în continuare să adunați astfel de oameni și să reușiți să faceți evenimente atât de frumoase și să îi punem împreună pentru că este minunat și important. O voce putere. Că cea care este anfitrion, moderator și prezentator al evenimentului este artistul plastic Carmen Olteanu, o femeie frumoasă, inteligentă și care știe cu adevărat să fie un excelent catalizator pentru asemenea momente încărcate de artă vizuală, de muzică și de poezie. Pentru cei care au venit ulterior, sunt actrița Doina Ghițescu, l-am cunoscut pe George Stanca, de comun acord cu Lena Stanca, cea care este membră a clubului UNESCO, la fel ca și mine, la fel ca și artista plastică Valeria Tofan. Multe membre ale clubului se află aici în sală. O salutăm pe președinta acestui club, doamna doctor Preda, cu bucuria noastră, secretarul clubului Roxana Cocoru și tot așa povestea merge înainte. George Stanca, omul și autorul, George Stanca, omul și artistul, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, jurnalist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, cronicar literar, cronicar sportiv de excelență, în tinerețea domniei sale s-a implicat în evenimentele frumoase ale acelor ani și mi-aduc aminte, eram copil pe atunci, minunatele serbări ale zăpezilor. Vremea trece, trecuta oanii, cum spune Eminescu, și pe firul acestei povești, el, George Stanca, merge înainte cu lansările de carte, la multe dintre ele m-a invitat, îi plăcea cum recit, a urmat evenimentele de la televiziune, OTV, TTTV, emisiunile de divertisment, emisiunile sportive, muzicale, pe care știa să le aleagă și să le susțină, bine motivat și bine documentat, marca George Stanca. Am făcut parte din aceste emisiuni, George Stanca jovialul, George Stanca cel care era pus mereu pe șotii, pe umor, iubea umorul, dorea să fie veselie, era încărcat și avea
o susținere chiar frumoasă, veselă, era și incisiv, dar iubea valorile. Iubea valorile, promova valorile, dacă vedea că un tânăr sau o tânără avea o steluță care sclipea și el simțea că acea steluță se putea dezvolta și mai mult, și mai mult, desigur că se implica și promova acele valori care erau la începutul drumurilor în activitatea artistică sau literară. Important este că cea care a fost stâlp de susținere în acei ani și acum este un stâlp de susținere întru spiritul George Stanca este Lena Stanca. Lena Stanca i-a fost mereu aproape și a fost un stâlp de rezistență, cum a rămas și în continuare. Mă bucur că suntem împreună. Iată poemul pe care eu am să vi-l aduc dumneavoastră în dar. Autorul este George Stanca. Acolo, acolo unde ninge cu bolem de crini, zăpezile sunt galbene de ceară, iarna e adâncă, are în gheață spini, crivățul suflă uneltind avară, florile mor, asfixind pământul, mireasma crește, crește larg în galaxii. Acolo, unde ninge cu polen de crimi, nutrește vântul gânduri de plutire, să ducă în lume pulbere de spini și să ucidă prin îngălbenire. Acolo unde ninge cu polen de crini, iarna-i adâncă, are în gheață spini, crivățul suflă uneltind avară, acolo unde ninge cu polen de crini. Și Lena Stanca m-a rugat să aduc un semn întru Eminescu. Ei sunt ultimele versuri ale lui înainte să plece în luceafăr. Stele în cer, deasupra mărilor, ard depărtărilor, până ce pierd, după un semn, clătind catargele, tremură largele, vase de lemn. Niște cetăți plutind pe marile și mișcătoarele pustietăți. Stol de cocori apucă întinsele și necuprinsele drumuri de nori. Zboară ce pot și-a lor întrecere, veșnică trecere. Asta e tot, floare de crâng, astfel viețile și tinerețile trec și se stâng, orice noroc și întinde aripele, gonit de clipele, stări pe loc, până nu mor, până nu mor, pleacă de îngere, la trista plângere plină de amor. Nu e păcat ca să se lepede clipa cea repede ce ni s-a dat. Cu mâine zilele ți-adaugi, cu ieri viața ta o scazi și ai cu toate astea în față de-a pururi ziua cea de azi. Foarte mult! Așa un dar și așa o forță și o reprezentare deosebită ca de fiecare dată. Vă mulțumesc foarte mult! Bună seara! Sunt emoționată că fac parte această seară din acest eveniment și
În același timp sunt onorată că am primit o poezie din partea doamnei Elena, pe care o solicit. Se cheamă Doamna Andrei Maile, dar îmi cer scuze. Doamna la 2 mai, tristețea se dospește la despărțire. Scoate prin nori încet duioase lire. Regretă vara ce-a trecut, un strop de rai, când toamna ne unghie la 2 mai. Albastru mării parcă s-a închis, o poartă ce se trage în paradis. Din valuri, tu, Venera, ce vrăsai, când vine toamna încet, peste 2 mai. Razele moi și blânde nasc zefire. Ne-a mai rămas un cer de plumb, iubire. Plângem amar cum nu pleca. Mai stai, căci, iată, vine toamna la 2 mai. Prietenii se îmbată de durere, iubirile se spargă în emisfere ca în Magdeburg. Se rup, trase de cai. Dragoste, pică frunza la 2 mai. O să ne revedem. Vă mulțumim, dar anul ăsta s-o sărbătoriți că a început tabăra la 2 mai cu sărbătoare, nu? Ați sărbătorit-o pe doamna Dedugul la frumoasa vârstă de 80 de ani, apoi a continuat cu Ungur Popa, care tot adunase. Vreau să spun ceva atât, spune.